De ce ai dansat cu ăsta și cu mine nu? Că îmi place de mucat. Crezi în tine, puterea e, te va face bine. Ai puterea dragostei, tot ce visezi stă în puterea ei. Vei avea tot, totul e doar să vrei. Prin puterea dragostei, puterea dragostei. Ce faci, Vitor? Cu cine mult am crezi că situația e disperat. Mulți ani trăiască la mulți ani. Banii și dragostea. Ai puterea dragostei. Tot ce deci îți place ție să vorbești și superioritate, te crezi superioară? Nu-mi place să vorbesc și nu sunt mai superioară ca tine, chiar deloc. Și atunci de ce vorbesc așa? Că eu vorbesc cu tine, tu vei și tu vrezi în nu inteligentă cred. Ești, fata. Nu cred ce se nervioasă. Ce aveți de voce toată? Visează și ala Rafa și nu știe cum să o zic. Se laudă că, doamne, că Rafa îi dă mai multe importanță decât îmi dă mie, că Rafa vorbește cu ea mereu, că... Băi, gelosă e. Bubico, ce-ți place de Ana? Da, e o fată frumoasă. Te sărăteai cu ea și ea se prefăcea cum îi place Bogdan. A venit, o să s-o prefăcut că a venit Petru Bogdan. Tu crezi că pleacă? Cine? Roxana? Pe cuvântul meu, dacă mă interesează vreo clipă, dacă rămâne sau pleacă. Te interesează Ana? Nu mă interesează Mica, mă interesează de mine. Vă bateți pe Rafa? Nu. Poate că s-a legat ceva mai puternic între ea și Rafa. Nimeni nu crede că ea îl place pe el cu adevărat. Ea se crede mult prea, nu știu, prea cuceritoare, ca să zic așa. Crede că poate să-l aibă pe Rafa când vrea ea. Am să vă arăt ceva, pot să vă arăt? Vino, hai! Ea era super mega îndrăgostită, spunea trecută. Să vedeți comportamentul ei. Falsă, tare, tot. Adică cine a fost falsă? Cu Bogdan sau cu ea? Și-am arătat puterea dragostei. Ea, general, cred că e fals. Nu grea la fel. Mai faci și pe ea cum se descalifice pentru ea degeaba. Știi ce ați făcut voi doi, ce înțelegere ați făcut? V-ați și după aia ați lătat. Ia mai repetă ce am făcut noi doi? Ne-am ce? Păi cum să zică mie asta că a făcut ea așa ceva? Bravo, dar ai dat ce-i prima dată. Băi, frate, nu ți-ai pe Roxana, frate, dacă știa care treabă, că de ce m-a încurcat cu Ana, frate? Păi, poate eram acum cu Ana dacă nu te băgai cu Roxana, mă. Bă, să fiecare zi cu tine, mă! Ține-te-o! Ea recunoaște că n-ai nicio treabă cu ea! Păi, n-am nicio treabă din cauza asta! Uite, acum eu fac cu fata asta, suntem separați. Așa. E posibil să nu se întâmple nimic? Din cauza ta. Exact.
Dar e comportament de fetiță de 16 ani. Bine, fetele! Bună dimineața! Bravo, Hamude, ai fost cea mai frumoasă! Băi, unde e Roxana? N-a venit, Iva! N-a venit? Nu. N-a venit Roxana, mă! Am o veste proastă, Hamude. Ia zi. Am o idee de pedeapsă. Una la mână, o idee de pedeapsă. Nu are voie să se vadă cu fetele. Doamne, gândim la fel, gândim! Doamne, la fel! Și pe asta, da? Dragă, fi Bogdan, ce am zis acum? 5 da. Minute, dar 2 minute. Dar măcar el a venit și are dragul de asta cu fetele, nu cu băieții. Corect. Dar și noi avem dragul de asta cu fetele, gen. Dar dacă am venit fiecare zi acolo... Da, dar pe voi vă deranjează când un băiat încalcă regula, faceți mare circ. A, dar nu-i din cauza că s-a dus el la fete. Hai, suntem geloși. Suntem geloși că noi poate am fi vrut și noi să stăm. Auzi, Ador! Băi, Ador! Dar ce faci, mă? Ori tu ești liderul, îl lași pe Bogdan să te învețe el ce să-mi faci. Nu m-a învățat, frate, nimeni. El îl spune punctul de vedere al lui, din punctul lui de vedere. S-am consultat. Ne-am consultat. Gata, mă, nu mai vreau să... Nu-i problemă, pedepsiți-mă cum vreți, că are oricum încalc regula. Azi nu mai ai voie să te duci și la fete. Cine spune? Ăla este. Liderul. A, da, comentez? Nu, bă, lasă-l, bă. Azi n-ai voie la fete. În gală îți pui scaunul. Vezi că mi-ai luat și camera roșie. De azi nu-mi lua și fetele. N-are cum. Dar ce vii tu mereu aici? Pentru cine? A, ce pentru să fac să acolo? Să dansăm, fată. Pentru cine ai venit? Măcar aici mai stau și cu fetele, mai vorbesc. Cine știe, poate plec și nu vă mai văd. Așa. Nu? Deja vrei să pleci? Am spus, poate plec și nu vă mai văd. Nu se știe. Chiar eu sunt concurent cu drepturi sau sunt încă fără drepturi? Fără, nu? Exact. Fără. Nu. Cred că o să decidem noi. Păi nu e, că trebuie să mă votați voi. În... Dar cred că ar fi trebuit să știm dinainte, dar nu ne-a zis. Nu cred. Nu ești concurent normal. Probleme. Ai venit de luni. Ce fac fetele? Somnoroase. Somnoroase. Cum sunt astea lecțiile de dans, Bobby? Dar nu am nevoie. Am auzit că te-ai apucat de dans, de lecții de dans. Vrei să-ți dau lecții de dans? Nu, am zis că te-ai apucat tu. A, încă nu, când ajung în București. Vrei să... Foarte bine. Dai lecții tu? Nu, să învăț. Să înveți, să dansez. Ce dan? Bă, așa, toate genurile. Cu fete, gen. Nu, mă, să învăț toate genurile de el dans. El face școala, auză, Rafael, face școala de dans cu fetele altora. Da, și e frumos. Da, e mai incitant. Dacă alții joacă teatru, măcar alții să joace ce trebuie. Ia joacă sârba. No. Puneți aici o sârbă la băieții. Știi sârbă? Mă descurc cât de cât acolo. Dacă tu știi menține dansezi, atmosfera. Dacă tu știi dansezi sârbă, dacă tu știi dansezi sârbă, pe bune zic. Așa. Băi, eu... facem ce vrei tu. Ce vrei tu? Mă, ai dreptul să-mi dai 10 pedepse. Mă, doare capul. Mă jur, dacă tu știi să joci sârbă, 10 pedepse, dai și eu le respect. Dar nu știu, mă, corect, că zi-mi tu unul care știe corect aici. Eu corect? Hai, știi corect. Mă, ești nebun. Hai să facem aia. Sârbă. Fără muzică, fără muzică, dansul, fără muzică. Nu pe fără muzică, chiar nu pot. Dar vrei să răcă, putem fără muzică. Crescut la Moldova, dacă nu bați picioarele... Și eu sunt și la mine la joacă moldoveanul se crapă pământul, e nebun. Și la mine la Oltean e la fel, înțelegi? Și la mine se dansă și astea. Dar eu nu sunt profesor, este pe mine. Cum? Păi mie, dar seama pe frumos, simt și eu bine. Cum îți pași? Și când joacă Bobby sârba. Ia. Ia uite. Da. Da din mână cu alții. E un fel de, zici că e ceacea cu... Puneți... Un fel de rem cu ceva, nu știu. E sărbătoare, e sărbătoare și răsună muzica. Da. E sărbătoare și răsună muzica. A, să dansez cu Bogdan Mocan. E sărbătoare, dar nu în doi? Da, să dă drumul. Vreau că nu știu corect. Nu e, e sărbătoare și răsună muzica, o știți? Corect. Ci să știi pașii de tu știi, bă, tu știi sigur. Hai, hala unde. Asta știi. Hai, că și ăsta moldovean. Care e mai moldovean? Vă nu stai. Ha, vin încă. Păi stai să bagi. Stai să bagi muzica. Ne pregătim aici. Tu știi pe aia cu ăsta. Mă rog, să-i arătăm lui Bobby, vino să-i învățăm, să nu mai dai. E sărbătoare și răsună muzica. Dacă ne pune e sărbătoare și răsună muzica, își dansează bobiciuri pe ea. Băi, nu mai, stau în mâini, stau în cap, unde vreți voi. 400 de flotări fac azi. 400? 400 de flotări. Pe serii, pe ciofi, fac 400. Hai, bă, mă, puneți muzică. Haide. Vreau obiceiul să uite. Hai, băgați sârba de la... Nu, mă, dar uite, așa mai înveți și ne mai prindem energie. Pune... Trei? Are melodii frumoase, sandu-ciorbă. Vreau să dansezi, da. Serios vorbesc, chiar are. Da, răgăți cu vitelină.
Cum? Aragaz cu butelie. Ba da, dar nu... Aragaz, gas.